Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră, bună seara Răzvan Zafir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Ne-am adunat într-o nouă zi tensionată, așa cum a fost și cea de ieri, se tensionează din nou, se adună din nou oamenii în piețe să scandeze, să protesteze și să facă și să dreagă. Bună seara de Răzvan Zafir. Bună seara. Dacă insiști, da, ne-am adunat și noi astăzi, s-au adunat și ei tot astăzi și insistă și protestatarii, erau la fel de mulți oameni strânși în centrul capitalei, cam ca ieri la ora similară, acum nu știu dacă și în seara asta vor avea program la fel de consistent, că e și meci azi, nu? Pe sistem ai zis cumva? Pe sistem va fi un pic mai încolo, momentan doar consistent. Așa mă înțeles, dacă vor avea un program pe sistem, am gândit. Unii dintre ei sunt supărați că nu mai au program pe sistem. Și de asta au ieșit în stradă. Ceea ce e normal, până la urmă, e o ieșire normală în stradă. Am văzut protestatari de toate felurile, am văzut acuzații la adresa protestatorilor cum că n-ar avea un succes financiar. Am văzut din partea acestui domn, mi-e și rușine să-i spun numele, domn Caramitru Junior. Caramitru Junior. Care a zis despre protestatari cum că, domne, nu prea au bani, sunt genul de oameni fără bani. Nu știu. Acum, comparativ cu domnul Caramitru, nu știu cine are bani în țara asta. Eu am văzut, Răzvan, și oameni cu bani la protest. Chiar am văzut oameni îmbrăcați bine, îmbrăcați cu bani, practic îmbrăcați pe bani. Și am văzut și oameni pe care sigur ei vrea la o petrecere. Că despre asta e vorba, Răzvan. Și am văzut și oameni pe care sigur nu ei vrea la o petrecere. De toate felurile. Cam tot ce vă interesează. Voi râdeți, glumiți, ziceți că nu vă plac genul ăsta de oameni, dar la o petrecere ți-ar plăcea așa ceva, da? Ți-ar plăcea să înjuri oameni de genul acesta, da? Am remarcat acest gen de ipocrizie. Dom'le, nu ne plac genul ăsta de oameni. Dar când e o petrecere, imediat te adun cu genul ăsta de oameni. Deci nu a fost neapărat maneliști, dar ceva să placă la toată lumea. Să placă la toată lumea. Proteste, să placă la toată lumea. Toată România e încântată de aceste proteste. Avem de la intelectuali de stânga la intelectuali fără niciun fel de direcție. Și la lipsă de intelectuali am avut acolo. Deci avem tot ce e nevoie la proteste, indiferent despre ce ar fi, care ar fi problema, ai oameni acolo să intervină. O Românie miniaturală, am avut chiar și organe de ordine care pare că au intervenit. Bine, n-au intervenit ca la 10 august, vă imaginați să a intervenit. Dar oricum, nu s-a tolerat, după cum bine ne-a spus domnul Bodese, nu credeți că s-a tolerat așa ceva? Mie mi s-a părut toleranță, Răzvan, multă toleranță. E un popor tolerant acesta, în ciuda opiniei domnului Dominic Friț, despre care vom vorbi astăzi. Suntem foarte supărați pe domnul Dominic Friț. O să-l punem la punct și pe domnul Friț. Dar până la domnul Friț, hai să mergem la organizatorii protestelor, pentru că dacă i-am luat așa un pic... A fost ceva organizat? Nici organizatori locali, pe plan local s-au organizat oamenii... Mai degrabă dezorganizați oamenii. Depinde. De pe plan local s-au organizat oamenii cum au putut, Răzvan, și văd, uite, de exemplu, traficant de cocaină din gruparea Boncu, proaspăt condamnat în primele rânduri ale protestului din Timișoara. Așa. Împotriva restricțiilor. Deci era acolo în primele rânduri domnul Boncu, traficant de cocaină din gruparea Boncu, da? Despre asta e vorba, s-a adunat acolo. Boncu. Era din gruparea Boncu. Și domnul Boncu din gruparea Boncu, nu-i domnul Boncu? Păi da, domnul Boncu în sine nu cred că era acolo. Nu era acolo? Nu era, era doar un prieten. Doar unul dintre cei din gruparea Boncu s-a adunat acolo la Timișoara cu ocazia acestor proteste. Oameni de toate felurile, indiferent ce ai nevoie, găseai acolo, Răzvan. Se găsește orice ai avea nevoie. Ai nevoie de un intelectual, că bănuiesc că sunt și intelectuali. Sigur că sunt. Sunt de toate felurile. Dar nu despre ei vom vorbi acum. Acum vom vorbi despre altfel, doamne, pentru că te-ai dus direct în Timișoara, nu înțeleg de ce. Că de acolo pleacă totul, Răzvan, de la Timișoara în toată țara. Spui că de acolo este... E cunoscut acest repertoriu la care... Dar de ce nu vorbești despre Capitala Unirii? De ce nu vorbești despre Alba Iulia? Și la Alba Iulia, atenție, și la Alba Iulia e foarte frumos domnul Raul Rus. Condamnat pentru proximitetism. A fost totuși cu totul altfel de infracțiuni, vă putem spune. Protestul împotriva purtării măștii și a restricțiilor anti-Covid, așa, vând loc noaptea de luni, știți, a fost inițiat de Raul Rus, zis Pricu. Poate știți mai bine sub denumirea de Pricu. Da. Un cunoscut și apreciat interlop din județul Alba. Un îndrăgit interlop, asta e formularea consacrată. Am crescut cu interlopenile lui. Da. Condamnat pentru proxenetism, dar și trafic de persoane. Deci omul are o fixație cu proxenetismul. La protest, băieții. Haideți la protest. Vă aștept la protest. Asta sună mai degrabă la semințe. Semințe, băieții. Veniți la semințe. Știi? La protest, băieții. Că doi i aici. Haideți la protest. Vă aștept la protest. A fost îndemnul transmis pe Facebook. Live de Raul Rus. Eliberat condiționat în închisoare în urmă cu un an. Și pe de-o parte și înțeleg pe omul ăsta. Păi tu te eliberezi condiționat în închisoare. Are perfectă dreptate. Ca să te țină închis în casă guvernul. Deci ar trebui pentru ce... Păi și nu te mai eliberezi din închisoare. Rămâne domnul, iartă-mă, la închisoare. Îți creștea și
Cota, cred că era mai liber în închisoare decât să te țină de la 8 seara sau de la cât, Doamne iartă-mă, vrea Arafatul în apartament. Pentru, sau la unde stai tu? Pentru cei care sunt proaspăt ieșiți din închisori, eu bănuiesc că ar trebui o măsură totuși rectificatoare aici. Adică să existe aceasta, domne, oamenii aceștia au voie și după 10 seara, adică cumva să fie îngăduință. Uite, de exemplu, în Brașov, Răzvan. De asemenea, în Brașov avem o situație un pic diferită, în sensul că organizatorul, cel din partea Partidului Aur, care organizează evenimentul, era în libertate, vă dați seama. Dar soțul era în închisoare. Florina Maior, nevasta pușcăriașului PSD-ist Dorin Lazar Maior, este cea care îndemna oamenii la Brașov să iasă în stradă. Protestul Aur împotriva restricțiilor este coordonat la Brașov de Florina Maior, soția lui Dorin Lazar Maior, fost secretar executiv al PSD. Da, și deputat în legislatura 2000-2004 din partea PRM. După aia s-a reorientat, a mers către social-democrație și a dat seama care e direcția. Acum nu știu dacă se va înscrie în AUR sau nu, asta este treaba lui. Problema e că omul acesta, spre deosebire de ceilalți, am văzut acolo cineva cercetat pentru trafic de droguri, da. Am văzut proxenetii și trafic de ființe. Aici deja în Brașov, altă lume, altă civilizație. Acuzații de șantaj. Acuzații de șantaj, deja... mai diversificăm un pic... Și o altfel de infracțiune, adică ceva mult mai stilat. Și, bineînțeles, dânsul n-a venit personal, că, mă rog, înțeleg că, na, statul în casă e ultima sa problemă. Dar doamna, a trimis-o pe doamna. A trimis-o pe doamna acolo la fața locului. Florina Maior este nevasta acestui domn. În 2016, domnul Maior, ca să-l familiarizăm un pic, să vă punem un pic la curent cu domnul acesta Maior, a fost extradat din Dubai, unde fugise după ce a primit o condamnare de 7 ani de pușcărie în dosarul Romextera. Da, găsit și altă denumire. Deci femeia aceasta, sigur, organizează din partea celor de la AUR, dânsul din partea celor de la PSD se organizează în pușcărie. Cam ăștia sunt organizatorii protestelor de până în țară, fie... dar nu numai ăștia, Răzvan. Hai să spunem lucrurilor pe nume, că nu vreau să se creadă că aceștia sunt cei care protestează. Sunt oameni de toate felurile, deranjează de aceste restricții, care au ieșit în stradă că nu se mai poate, nu mai suportă așa ceva. Pe de altă parte, vedeți că nici oamenii aceștia nu mai suportă și dau și ei să iasă cumva în stradă și să scoată lumea. E important totuși să menționăm că acest domn Maior i-a amenințat pe doi oameni de afaceri care îi va denunța dacă nu primește de la fiecare câte 1.000.000 de lei. Deci, practic, există, repet, există tot felul de infracțiuni puse la cale. Sumă modică. Da, sumă modică. O contribuție, adică nu e ca și cum... Na, a exagerat pe undeva. Da, da. Dar pare genul de om care știe să aprecieze libertatea. Da. Și eu îți spun că multă lume a fost surprinsă. Dom'le, de ce au ieșit la aceste proteste oameni condamnați, oameni care se află în proces de condamnare? Apropo, domnul Piedone a fost la proteste? Domnul Piedone nu a fost. El a încercat, înțeleg că e de partea greșită a baricadei, a încercat să blocheze, înțeleg, protestatorii. Am auzit-o pe doamna Joșoacă explicând că domnul Piedone a încercat să blocheze prin tot felul de mișmașuri oamenii să vină în centru, oameni din sectorul dânsului. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate acolo. Bine, acum, dincolo de problema cu Romextera și cu șantajul și cu toate cele, domnul Maior a fost și secretar de stat la Revoluționari și a fost condamnat pentru file cec fără acoperire. Adică dânsul este un infractor complex pe care mi se pare totuși jenant să-l reducem doar la așa, a făcut un șantaj. Nu, a făcut mult mai mult decât un șantaj, dar despre asta nu se vorbește, domnul Buzăianu. Despre asta nu se vorbește, omul este extrem de extins, este de extrem de diversificat, luxuriant e termenul de specialitate când e vorba de infracțiuni. Pe de altă parte, ei sunt cei care se suie pe această nemulțumire a oamenilor, o mulțumire până la un punct legitimă. Da, nu, dar e foarte clar. Adică, scuză-mă, dar protestele astea nu sunt generate nici de AUR, nici de interlopii pe care i-am enunțat puțin mai devreme, nici de jucăriile Rusiei în România despre care vom vorbi pe parcurs. Protestele astea pe care le vedeți dumneavoastră sunt generate de guvernul Câțu, de președintele Klaus Iohannis, aceste două entități, administrația prezidențială și guvernul, fiind aduse la aceeași masă de Raed Arafat, numitorul comun. Deci când tu decizi că în weekend închizi magazinele la ora 18 și vom vedea că până și oamenii din guvern consideră asta fiind, eufemistic vorbind, o prostie. Ca să nu spun mai mult decât atât. Păi normal nu se iasă lumea în stradă. E greu să-i explici unui om care vrea să fie alături de tine, de guvern. Unui om care vrea să-ți respecte măsurile. E greu să-i explici de ce dai stingerea la ora 20 și închizi magazinele la ora 18 creând astfel agitație. Unui om care te urăște din rațiuni politice, din rațiuni de libertate personală, care are niște condamnări din partea statului român. Adică e normal să ai astfel de proteste. Eu sunt surprins că au fost atât de subțiri protestele astea. Eu nu sunt surprins, Răzvan, de asta eu sunt surprins de... De ce nu ești tu surprins? De totuși de această decizie care încă se menține cu magazinele, care se pare că a nemulțumit. E o decizie extrem de stupidă, asta cu închiderea magazinului. Și dacă n-ar fi existat această
această măsură, sigur că oamenii aceștia nemulțumiți n-ar fi avut absolut deloc rost. Adică ei fiind nemulțumiți în stradă, ar fi spus, domne, suntem nemulțumiți, de ce? Păi de ce? Că până la urmă, dacă te uiți la restricții în afară de 2-3 zile, care e ora aceea mai drastică, ora 8, până la urmă când te uiți la restricții, vezi că mare lucru nu e în România, ca restricție. Sigur că sunt foarte mulți oameni pe zona de Horeca nemulțumiți de faptul că li s-a închis localurile și au dreptate. Nu vine nimeni cu ce explicație, deci e un risc pentru cetățean să stea terasele deschise după ora 21. Dar lasă-le, domnule, iartă-mă, non-stop. Dar ce se întâmplă la o terasă? Trebuie să reușești să impui niște măsuri. Trebuie să impui niște păi măsuri. Sunt deja impuse toate măsurile. Nu. Ideea este că se întâmplă niște petreceri. Oamenii aceștia pe locul nu respectă. La petreceri, ca și cum ne-ar amendat CNA-ul pe toți pentru că fac unii fake news la altă televiziune. Da. Păi haideți să explicăm, au foarte mare dreptate oamenii de Horeca. Greșește impresionant de mult guvernul Câțu. Închiderea magazinului la ora 18. E o măsură care vă va umple conștiința, domnule, de oameni bolnavi, ca să nu vorbesc și de decese. Eu vorbesc caz concret. M-a dus la coadă în weekend. Ora 18. S-a închidea, da? M-a dus până în ora 18. Caz real. Caz real. Păi m-a lecuit, mă învenea să mă duc acasă. Hai, domnule, cât de greu e să produci ce am eu de cumpărat aici. Stăteai la niște cozi infernale. Oamenii s-au panicat, s-au dus, s-au cumpărat. Noi avem, în cel puțin în capitală, această cutumă. Te duci de 10 ori la magazin. Odată ți-e o apă, odată un pachet de chibrituri, odată îți mai un șervețel. Sigur, așa se cumpără în București. Ei vin și dau exemplu cu ce se întâmplă până alte țări. Până alte țări se întâmplă altfel și în afara pandemiei. Adică se închid magazin, există alte rigori acolo, există alte obiceiuri. Obiceiul la români este acesta pe care îl vedeți, oamenii să se mai plimbe un pic pe magazin. Ei de plimbat se vor plimba oricum, dar se vor plimba mai aglomerați pentru că programul s-a restrâns. E foarte simplu, logic vorbind. Deci sunt multe, așa, un buchețel de măsuri lipsite de sens, aceste măsuri, care au generat ieșit în stradă. Mie mi se pare dreptății protestul până la un punct. Ce a fost aseară și în stradă, schimb, ajungem la punctul acela. Deturnarea unei idei de bun simț, aceea că guvernul greșește și persistă în greșeală, și transformat într-o acțiune politică. Pentru cine? Pentru AUR, pentru PSD până la un punct, pentru lumea infracțională, pentru economia subterană, și acum mă refer la sindicatul Metroul, pentru oamenii rușilor de România. S-a bucurat toată lumea, zici că sunt prietenilor, deci zici că ăștia care au luat măsurile din cabinetul Câțu, zici că au fost sunați de prietenilor de la proteste. Dom'le, dă-ne 29 niște argumente să nu părem deplasați când ieșim în stradă. Dar nu vă miră, domne, că n-a ieșit lumea în starea de urgență, n-a ieșit pe tot parcursul anului trecut, decât în niște grupuri restrânse, controlate, manipulate, care și acum ies în stradă. Atenție, oamenii cu absurditatea minților ies și acum în stradă, ei fiind nemulțumiți de niște măsuri minime petrecute anul trecut. Adică erau nemulțumiți și anul trecut, erau nemulțumiți pe tot parcursul anului. Ei, au fost unii nemulțumiți tot timpul. Da. Acum sunt mulți. Da. De ce sunt mulți abia acum? Pentru că abia acum ați venit la un interval de incredibil de timp, distanță după un an, cu niște măsuri care n-au sens. Ții purtile deschise, închis terasele. Vreau și eu să-mi explice oricine... Nu închise localurile, terasele sunt deschise. Păi nu închis terasele la ora 21. La ora 21. Pe ce să-l închizi la ora 21? Da, okay. Lăsă-i dumne toată noaptea. Okay. Păi care-i problema ta? Să nu petreacă oamenii, asta e ideea. Păi nu petrece nimeni dacă stă la 3 mese, 4 persoane, cel mult la o masă. Incapacitatea de a impune măsurile, asta este. Păi e problema lor, nu-i problema mea. Problema lor e și problema noastră, că până la urmă vezi tu că în momentul de față, din punct de vedere pandemii, lucrurile arată rău. De ce îți dai stingerea la ora 8, domnul Buzean? Dă-mi un argument. De ce îți dai stingerea la ora 8, duminică seară? Duminică seară. Ca să descurajezi totuși, să descurajezi intenția omului de a petrece și de a pe se aglomera. Cine petrece, mă, duminică seară? Că nu e zi de muncă. Duminica sigur că nu există așa pe ceva. Cine dar... petrece duminică seară poate să petreacă și miercuri seară. N-are niciun sens. Dar... au văzut și ei în Europa și au aplicat. Că atâta știm noi. Lucrurile... am văzut și facem și noi. Lucrurile sunt totuși foarte simple din punct de vedere al pandemiei. Avem de a face cu această pandemie pe care... soluția nu este să o negi. Ideea de a nega pandemia, că am văzut oameni care s-au adunat strigând jos pandemia. Deci ca și cum e o decizie luată de guvern, doamne, va fi pandemie. Decizie, parcă e o decizie impusă de guvern. Nu, decizia impusă de guvern este absolutitatea asta cu magazine. În rest, mă rog, și cu orele pe care le contestă. Au apărut deja plăcuțele cu emovid? Au apărut plăcuțele. Deci, practic, această reacție atestă un nivel scăzut de inteligență care există în stradă în momentul de față. Deci, acum ai acaparat și ai adus în stradă și oamenii aceia care se adună imediat că e vorba de o mică paranghelie. Există și acest gen de oameni despre care vom vorbi acum. Să aducem aminte, Răzvan, cu ambulanța neagră. Aduc aminte anul trecut, cred, parcă anul trecut, nu, la un moment dat. Sau acum 2 ani. Anul trecut nu mai era nimic. Acum 2 ani a fost acest scandal cu ambulanța neagră. Se zvonea că erau niște ambulanțe care luau copiii și le luau organele. Îi băgau pe copii în salvări. Mă, și a apărut o femeie de a avea o ambulanță ce semăna într-un mod bizar, nu știu ce, avea o campanie, nu mai intrăm în detalii.
Vă spun, în 10 minute pe live-uri, pe nebunii, pe asta s-a strâns toată Gara de Nord, era acolo mai rău ca la Rezist în Piața Victoriei. Avea o caravană culturală, o ambulanță a educației, metaforă, s-a gândit să facă o metaforă într-un anumit sector al capitalei, cu cărți pentru copii. Dădea cărți copiilor. Stai seama, de la distanță, așa, seara, pe întuneric, pe înserat, așa, vezi o dubiță închisă la culoare, scrie ambulanță pe ea, dând niște cărți copiilor, ți se pare că îți fură copilul pentru organe. Așa a apărut. S-a viralizat informația, mai rău decât s-a viralizat COVID-ul pe această planetă. Au bubuit multe dintre instituțiile respectabile de presă. A doua zi ne-am dat seama, era o doamnă scriitor premiată care încerca să promoveze literatura. Dar oamenii ăia s-au adunat imediat. A existat o dinamică adunării, exact ce se întâmplă și în momentul de față. Și aici să mergem totuși la această neputință a minții pe care nu o tolerăm. Există un moment în aceste proteste, cel puțin la Bacău, la Galați și la Brăila, în care oamenii s-au adunat la poalele spitalelor și au început să înjure și să îi facă pe medici criminali. Hai să vedem niște imagini cu un puternic impact emoțional, după care ne punem pe acești oameni cu picioarele. Picioare să plece, se criu! Aici, apoi! Asasinii, bă! Asasinii, Cosmini, nu hoți, jos asasinii, b***! Între acești oameni a trecut o ambulanță cu o persoană, probabil dacă a chemat ambulanța e clară că era, e clară ideea că nu era într-o stare de sănătate prea bună. Vreau să vă spun că există această vulnerabilitate a sănătății, nu, pe care această pandemie o speculează, oameni vulnerabili din punct de vedere al sănătății și sigur că ei sunt principalii cetățeni care trebuie să protejați. Și există și acest gen de oameni pe care i-am văzut un pic mai devreme și pe care ar vrea, dacă putem să-i reluăm, acest gen de oameni care din punct de vedere al sănătății mentale nu stau foarte bine. Nu sunt într-o situație foarte bună și atunci pe oamenii ăștia trebuie să-i protejezi. Ei așa au învățat de la Flavia Groșan că în spitale sunt omorâți oameni. Așa au învățat ei de la Șoșoacă. Ei stau și se informează de la Flavia Groșan și de la Șoșoacă și în creierii lor așa a ajuns informația că în spitale oamenii intră sănătoși și pleacă morți. Așa au înțeles ei, așa li s-a explicat, așa le-a dus pe ei capul să înțeleagă evenimentele. Acum eu nu dau seama dacă i-a învățat cineva ceva, nici nu cred că e vorba de sănătate psihică, da, vorbești tu, sau mentală, sau da, cum ai zis, nu cred că e niciun fel de afecțiune. Cred pur și simplu că o slăbiciune, în sensul că e o slăbiciune a minții. Deci practic. Păi ce vrei să zici, că-s nebun sau proști, că nu înțeleg. Nu există un soi de nu de nebunie, atenție, deși pare nebunie, deci nu nebunie. Nebunie e o stare clinică mai avansată. Eu zic că e simplu o formă de prostie. O formă de prostie, să restrigi medicilor, criminalii, asasinii, e o formă de prostie. Știi că eu sunt un împătimit al respectării regulilor CNA. Da. Și încerc să-mi dau seama acum dacă poate fi sancționată opinia mea, potrivit căreia, să te duci în fața unui spital și să-ți zbiere asasinii, e dovadă de prostie. Întreb, nu, deci n-aș vrea să jignez, vreau să știu dacă e nevoie și asta să fie o dezbatere. Adică dacă am
ajuns în punctul în care să analizăm, domne, o fi în regulă sau nu o fi în regulă. E nevoie aici trebuie să-l sun pe om. Vă rog frumos, de ce ați scandat asasinii în fața spitalului? Să cerem un punct de vedere. Să cerem un punct de vedere. Vreau să știu dacă măcar să zbieri în fața unui spital asasinii poate fi considerat, fără să avem o dezbatere pe limitele libertății de exprimare, dacă această atitudine poate fi considerată o mostră de prostie. Eu nu vreau asta vreau să știu. Eu n-am nevoie de punct de vedere, Răzvan, și de ce n-am nevoie de punct de vedere, că știu deja de ce strigă oamenii acolo adunați așa. De ce strigă, domnule, așa? Strigă pentru că așa li s-a explicat la diferite televiziuni, că se întâmplă, nu la diferite televiziuni, la România TV și la Antena 3, sub diferite forme, li s-a explicat că se întâmplă lucruri de genul acesta în spital. Așa. Sub diferite forme li s-a indus chestia asta și pe ideea că, domnule, oamenii trebuie să știe. Oamenii trebuie să știe, domnule, trebuie să știe, nu trebuie să ascundem adevărul. În spitale e posibil să fie omorâți oameni. Deci, vă dați seama, la nivelul ăsta s-a ajuns ca idee de informare. Asta înseamnă pentru informare. Sigur că scopul lor era următorul. Haideți să facem rating. Câtă vreme se întâmplă ceva nasol, câtă vreme le explicăm, oamenii se vor aduna în fața televizoarelor ca nebunii și vor urmări ce se întâmplă în legătură cu asasinii din spitale. Vor urmări acest serial asasinii din spitale. Se vor aduna și vor urmări. Dar există consecințe. Consecințele le-ați văzut. Oamenii refuzând oxigenul. A trebuit să facă domnul Gâdea încă un interviu cu doamna Groșan să spună. Nu, eu n-am zis să nu le dea oxigenul. Nu. Eu am spus să nu le dea prea mult. Păi bă! Ce înseamnă să nu le dea prea mult? Cine decide că e prea mult? Doctorul. Dacă tu sădești neîncrederea omului doctor, zici seama că omul va zice, bă, a fost prea mult. Începe omul să decidă el dacă e prea mult oxigen. Mă, eu spun că și asta e vina tot a guvernului și a majorității parlamentare. Când zbiera doamna Șoșoacă că în spitale sunt exterminați oamenii, da, avea deja mandatul de senator. Corect. Nimeni n-a încercat să reducă volumul unui senator, deci demnitar al statului român, care susținea că în spitale sunt omorâți oameni cu zile. Da. N-am văzut-o. Eu am rămas cu această problemă și n-am să iert această greșeală doamnei Iuliana Scântei. Care azi s-a rectificat. S-a rectificat și ce? S-a rectificat și vrea să o sancționeze pe doamna. Vrea să o sancționeze, să-i fie rușine. La presiunea domnului Răzvan Zan, fii singurul care a pus presiune. N-am nevoie să fiu asociat la aceeași frază cu această doamnă. Da. Pe care o contactăm în mod constant de săptămâni încercând să aflăm de ce nu o sancționează pe Șoșoacă, care, făcut o cacofonie, niciun fel de problemă, din calitatea sa de senator terorist, scrie pe dânsa, da, promovează o astfel de abordare față de medicină și medici în special. Și mă gândeam, bă, dă, ești senator, dar îi spui, domnule, te dăm, facem ceva. Nu poți să lași așa un demnitar. Că oricând vei venea și spune, domnule, spune un demnitar al statului român. Nu spun eu, spune un demnitar. Da. Nu e interesant. Au lăsat-o așa cum a căzut. Mie îmi povestea puțin mai devreme un prieten comun, medichirurg, că noaptea trecută opera, în timp ce la geamul sălii de operă, mă rog, la geamul clădirii în care opera, se strânseseră oameni care huiduiau spitalul. Noi avem genul ăsta de prieteni. Cum huiduiau, domne, spitalul? Domne, huiduiau spitalul și țipau asasinii, în timp ce prietenul nostru, medichirurg, încerca să salveze viața unei persoane. Deci, imaginează-ți cum ar fi să operezi, da, e un exercițiu de imaginație complex, dar să încercăm, să încerci să salvezi pe cineva în timp ce ți se zbiară criminalul asasinule. Răzvan, și mai interesant este că omul acela operat avea COVID, era operat de altă chestiune, dar omul acela era infectat de COVID. Dar ce înseamnă să fii infectat de COVID? Înseamnă că cel care te operează trebuie să-și pună pe el un combinezon peste care să pună încă un halat. Și lucrul ăsta se petrece pe o perioadă de câteva ore. Timp de câteva ore stă în acest stadiu în care transpiră și se aburește practic zona prin care trebuie să vezi și operezi acolo. Și timp de ore tu stai așa și operezi în situația în care ești. Vă dați seama că omul acesta a ieșit din această operație, trecând prin această situație, că trebuie să stea protejat de acest combinezon și vă dați seama că nu e prea ușor, nu e prea simplu. Că își pun o mască și încep să plângă ăștia, dacă stau cu o măscuță pe față jumătate oră încep să plângă. Că doamna Șoșoacă nu putea să stea cu mască în băncuță în Parlament. Imaginează-ți-o că pune pe doamna Șoșoacă să-și opereze, îmbrăcat cu toată armura aia pe ea. Are pe cine să întrebe, nu? Că e fată de doctoriță. Da. Doctoriță. Doctoriță. Da, hai să mai vedem niște imagini de asemenea cu oameni, pentru că nu a fost un caz izolat, cel pe care îl menționezi tu, cel pe care l-am văzut aici. Hai să mai vedem, pentru că, în general, așa li s-a explicat oamenilor. Bă, vedeți că doctorii omoară oameni în spital. Ceea ce mă face să cred că n-a fost o manifestare spontană. În multe orașe ale țării, grupurile mergeau către spitale și huiduiau spitalele. Mă, să ajungi să huidui un spital. Hai să ascultăm. Să ascultăm că e important. Absolut spectaculos, adică dacă ei povesti cuiva și atunci îți dai seama. Dă-mi seama cum povestesc ei. Zăi, o să povestească nepoților, copiilor. Și ne-am oprit atunci și am început să zbierăm la spitalul ăla nenorocit. Zăi, unde erau oamenii internați, adică
mulți dintre cei pe care îi vedem în aceste imagini vor ajunge probabil în spital. E greu de crezut că nu te îmbolnăvești. Uite, imagini de eveniment. De la Brăila, oamenii s-au adunat acolo. Ia să auzim ce strigă. E foarte important ce strigă. Strigă către spital hoții. Strigă asasinii și vă dați seama că în momentul acesta sigur e ziua. Dar oamenii s-au adunat, ce povestea Răzvan și ce-am văzut mai devreme și pe de cea seara. Oamenii spitale au acest stadiu avansat al bolii, în care, indiferent care e boala, în care trebuie să se odihnească. Așa le-a dat lor în cap, așa le-a înțeles ăștia, că trebuie să se comporte, să se ducă la spital unde oamenii se odihnește, înceapă să răgnească acolo. Atâta se poate din punct de vedere mental. Sigur, atâta se poate. Asta e situația în care ne aflăm. Nu? Eu stau și mă întreb acum dacă nu cumva genul ăsta de evenimente sunt generate. Da. Genul ăsta de evenimente e generat tocmai pentru a justifica atitudinea guvernului. Pentru că dacă apare acum, după acest protest, în care oamenii s-au dus și au zbirat în fața spitalului hoții, asasinii, criminalii, nu știu ce, deci ai decredibilizat evenimentul. Da. Nu poți să mai stai la dialog cu un om care a zbirat către medici criminalilor. N-ai ce să mai discuți. E, problema e că dacă tu apare acum și comentezi cu privire la deciziile executivului privind restricțiile, ești imediat asociat acestor oameni. Eu vreau să vă spun un lucru. Ce s-a întâmplat ieri a fost într-o proporție covârșitoare greșit. Ieri au fost și oameni de bună credință. Eu nu-mi imaginez câtă răbdare au proprietarii din Horeca cu guvernul României. Nu știu cât, de unde au atâta răbdare. Este un izvor nesecat de răbdare. M-aș fi așteptat de foarte multe ori să există proteste ale acestei industrii care este pur și simplu măscărită, că ăsta e termenul, de deciziile echipei de măsuri guvernamentale anti-covid, de Arafat, de nu știu cine. Li s-au promis o grămadă de lucruri care nu le-au fost date. Da. Ok, plus că n-ai niciun motiv să limitezi programul teraselor, să nu permiți și în interior, eu am punctele mele de vedere. Bun. Problema e pe oamenii, înțeleg. Dar pe oamenii care se duc și zbiară în fața spitalului, nu înțeleg. Motiv pentru care am senzația că genul ăsta de evenimente s-au petrecut tocmai pentru că atunci când vii și spui să închizi magazinele la ora 18 este o ticăloșie, să ți se răspundă: păi du-te cu aia și țipă în fața spitalelor criminali. Să dume că vorbesc despre altceva. Hai domne, că așa sunteți voi ăștia, care nu sunteți mulțumiți cu deciziile guvernului. Deci eu am senzația că e un cer vicios. Statul a protejat-o pe Șoșoacă și Șoșoacă a compromis ideea de protest pentru stat. Eu așa am eu o senzație că vorba ciucului de la 6, mână în mână sunt interese mari la mijloc. Asta să ducă derizoriu mea ideea de protest. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că toți oamenii aceștia de-a lungul istoriei acestui an au frecventat tot felul de idei care le-au fost livrate pe diferite căi de oameni gen Șoșoacă de la care și-au informațiile. Sigur, să sunt duși în derizoriu, sunt bajocoriți pur și simplu de Șoșoacă, de exemplu, pentru că e de râs să vii să le spui oamenilor întâi că spitalele sunt goale, să le spui după aia că sunt ținuți cu forța oamenii în spitale, apoi să spui că sunt omorâți oamenii în spitale, apoi să spui de ce nu sunt locuri în spitale, de ce nu faceți mai multe locuri în spitale, cât putem noi să îmbolnăvim. Noi putem să îmbolnăvim, sigur, prin proteste de genul acesta o grămadă de oameni. Ar trebui cumva să facilitați intrarea în spitale a oamenilor care se îmbolnăvesc la aceste spitale. Tot felul de lucruri care sunt contradictorii între ele. Dacă stai să încerci să găsești o logică, ajungem și noi la spitalul de nebuni în ritmul acesta. Domnul Buzean, în altă ordine de idei, n-aș vrea să nominalizăm așa o figură paternă sau maternă a protestului. Tot vorbești despre doamna Șoșoacă. Tot vorbesc. Văd că aici ai creat deja un tic verbal Șoșoacă în această emisiune. Nu, da, genul de persoană Șoșoacă, nu doar ea. Haideți să mai dăm și alte nume, pentru că doamna Șoșoacă nu este singurul vector de comunicare, de imagine al acestor proteste. De exemplu, au fost oameni de mediul cultural, artistic, au fost artiști îndrăgiți ai neamului român. Aș vrea să nominalizez un cantautor extrem de iubit, corect, al poporului român. Corect. Nu vorbesc despre celebra colegrafă Floricica Dansatoare. Au fost oameni din mediul artistic și hai să vedem, de exemplu, lumea artistică. Pe cineva care... Nu neapărat David Mann. S-a adunat. Nu, dar ceva să placă la toată lumea. Ia, să ascultăm. Nu mai se poate bătaia asta de joc care avem parte de ea non-stop. La 8 în casă, eu mă trezesc la 6 seara, până mă spăl și eu, până mă schimb, se face 7 jumate. Și după aia trebuie să ies 10 minute să intru în casă la ora 8. Ce înseamnă asta? Nu mai se poate bătaia asta de joc care avem parte de ea non-stop. La 8 în casă, eu mă trezesc la 6 seara, până mă spăl și eu, până mă schimb, se face 7 jumate. Și după aia trebuie să ies 10 minute să intru în casă la ora 8. Ce înseamnă asta? Nu mai se poate seara să nu pierde emisiunea noastră. Până mai este un pic afară, s-a culcat. Acum știi care e de fapt adevărata problemă? Că ce spune
Țancă, Țanca, Uraganul. Da. Nu știu unde să pun diacriticele. Nici nu contează, da. Cantautorul. Da. Prietenul lui Șeli. Prietenul lui Șeli, bravo, așa. Așa. Domnul Lăutarul Șeli ce spune? Măi, el nu spune greșit. Problema e că o spune el, care este asociat unei zone prea puțin frecventabile mainstream. Că dacă spui, dom'le, sunt oameni care au probleme, nu înțeleg de ce se mai trește acum la 6, că nu poate să spună care cântări până dimineața, nu? Păi poate pentru că le are cântările alea, Răzvan, aici e încurcătura, că el are cântările alea pentru că amenziile sunt de batjocură pur și simplu și sigur ești permis să plătească acele amenzi. Pic, poate cântă pentru doi prieteni. Nu, Răzvan, el a fost nu l-am prins, nu putem specula. Nu, dar a fost amendat, a fost știri în legătură cu el amendat pentru că a cântat la Șeli un pic. Dincolo de Șeli, lasă-l pe Șeli. Nici acum nu s-au odihnit complet. Și acum mai doarme după petrecerea. Deci, oamenii ăștia au cântări în continuare și vin și spun, bă, nene, noi avem cântări noaptea. Chiar dacă nu e, chiar dacă e interzis, noi avem cântări noaptea, trebuie să ne lăsați cumva să ne trăim viața pe timp de seară, că atunci ne trezim noi, ne dezmeticim. Știi de ce? Pentru că au strâns la un moment dat robinetul prea tare. Da. Și în loc să se poată organiza evenimente cu un număr limitat de persoane, să poată cânta cu mese distanțate, să poată cânta în spații bine ventilate, să poată cânta în timp ce se dezinfectează pe mâini și toate cele, da. Când au închis tot, oamenii au răbufnit. Și iar acum își organizează evenimente, că asta nu reușește să înțeleagă Arafat. Că nu e suficient să dai ordinul comandantului acțiunii. Că românul se uită la comandantul acțiunii, se uită la ordinul comandantului acțiunii, își încropește o adeverință de călătorie și își vede de treaba lui. Problema era să permiți organizarea de evenimente într-un cadru restrâns controlabil, epidemiologic sigur, astfel încât omul să poată să-și trăiască viața cu niște limite, respectând legea, nu să-și o trăiască cu orice risc încălcând legea. Da. Dar asta n-au înțeles, e o senzație că dacă a dat ordin comandantul acțiunii, gata, românul s-a conformat. Bun, hai să vedem, cum și-au manifestat oamenii nemulțumirea. Cum nu s-au, și o paranteză, cum nu s-au conformat nici occidentalii. Că mi-amintesc un europarlamentar care furgea de la orgie gay pe un burlan se acum putea, câteva luni în lockdown în Bruxelles. Se poate întâmpla oricum. Așa, deci nu e vorba de români, e vorba de oameni în general. Se poate întâmpla oricui, dar hai să vedem cum s-a manifestat nemulțumirea oamenilor, că sunt diferite feluri de a fi nemulțumit, adică oamenii sunt nemulțumiți în diferite feluri. Hai să vedem în Piața Victoriei București. Imagine emoționante din Piața Victoriei cu oamenii nemulțumiți din cauza restricțiilor, iată manifestându-și această nemulțumire. Oamenii nu mai suportă, Răzvan, și uite ce fac. Oamenii nu mai suportă și sunt ieșiți din însărite, pur și simplu nu mai suportă această pandemie, jos pandemia. Vorba cuiva din piață, că până la urmă a zis-o, nu s-a ferit acum, de cuvinte. Am riscat destul de mult difuzând aceste imagini, da. Imagini compromisătoare din punctul meu de vedere. Dar ne-am asumat acest risc pentru că, dom'le, nu are cum să se petreacă așa ceva la un protest legitim al oamenilor care pur și simplu au răbufnit ca urmare a unor restricții prea dure. Nu! Furcica dansatoare n-a venit aici pentru că i s-au anulat foarte multe concerte pe care le avea programate în perioada imediat următoare, da. Și pentru că hotelurile sale nu mai pot produce venitul așteptat. Nu! Genul ăsta de personaje inventate de altfel apar în anumite momente pentru a decredibiliza. Înțelegeți? Bun, asta-i tot. Hai să vedem ce se întâmplă după pauză, pentru că sunt mai multe prezențe acolo pe care am vrea să le semnalăm. Sunt oameni consacrați care au participat la aceste proteste și e păcat să-i ratăm. Pauză și ne întoarcem. Bună, România! Auzim că există un mare cașcaval, mergem imediat să investigăm. Și dacă marele cașcaval are și un mare gust, o să ne dăm peste cap să vi-l punem pe masă. Cașcavalul Delaco. Mare brânză, mare gust. E-M-A-G. Avem și haine și gențile sunt haine. Avem și haine, avem și haine. Da,
La EMAG avem și haine. Să-ți alegi ce-ți place din peste 1000 de branduri. Iar dacă ai Genius, avem și livrarea a doua zi, avem și 10% reducere la categoria Fashion, avem și retur magic la Easybox. EMAG. Unii nu se plictisesc niciodată la micul dejun. Alții uită să se mai ridice de la masă. Iar ceilalți tânjesc după branciuri mai liniștite. Pentru toți există Timbark, sursa zilnică de vitamina C. Părul tău e ca o pădure vie, care are nevoie de nutrienți și resurse naturale ca să rămână puternic, plin de vitalitate și să se reînnoie mereu. Tratamentul Seboradin Oily Hair previne îngrășarea părului și reglează activitatea glandelor sebacee. Încearcă forța regeneratoare a gamelor Seboradin. Nu mai poți face nicio mișcare fără să ai dureri articulare? Nu mai da vina pe vârstă și recâștigă-ți mobilitatea. Vino la Catena, cumpără o cutie de Celadrin capsule și primești gratuit o cutie de Colafast. Grăbește-te! Ofertă valabilă doar luna aceasta. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Farmacia inimii Catena. Parusan, acum în farmacii, cu acțiune triplă împotriva căderii părului. Părul fragil are nevoie de o ancoră. Parusan, împotriva căderii părului. Vino acum în farmaciile Dr. Max și beneficiezi de un preț special la orice produs din gama Parusan. Știm cu toții, femeile pot face două lucruri în același timp. La fel și noi. Nou de la Sano. Acum poți combina rufele colorate închise și deschise într-o singură spălare cu Sano Maxima Mix & Wash. Detergentul de rufe care curăță puternic și intens, are o tehnologie unică ce captează culorile țesăturilor și previne transferul acestora. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Salut! Să vedem ce se întâmplă la mine acasă. Tata mănâncă și bea fără griji. Ficatul lui sigur se resimte. Mama a înlocuit bicicleta ei dragă cu canapeaua și acă am făcut colăcei. Din fericire le-am luat Slavoficat Slim. Slavoficat Slim protejează ficatul și ajută la menținerea unei greutăți corporale optime. Slavoficat Slim este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Vino acum în farmaciile Helmnet și beneficiezi de 25% reducere la produsul Slavoficat Slim. Despre instalații vorbești cu noi. Alege Romstal Habitat, recomandat de instalatorii profesioniști. Centrală, kit de evacuare și termostat la doar 2690 de lei. Vino în magazine și pe romstal.ro. Acumularea gazelor în stomac, senzații de balonare. Adesea acestea pot fi simptome ale sindromului de intestin iritabil. Stomacon calmează rapid simptomele deranjante precum gaze, balonare sau senzații de plin. Ține gazele sub control cu Stomacon. Îți dorești un zâmbet sănătos de lungă durată? Descoperă cea mai avansată tehnologie de curățare Philips Sonicare. Curățare eficientă chiar și în spațiile greu accesibile. Gingii mai sănătoase și cu până la de 10 ori mai puțină placă bacteriană. Un zâmbet sănătos cu Philips Sonicare. Philips. Cremă dulce acrișoară de lămâie și napolitană super crocantă. Alfers cu cremă de lămâie, bogat în vitamina C. Probleme ale spatelui și ale mijlocului, senzație de amorțeală și furnicături la picioare și la mâini. Adesea acestea pot fi cauzate de sistemul nervos periferic deteriorat. Acum puteți folosi și Urinil Forte. Urinil Forte, mai multă uridină monofosfat, adaos de magneziu, cititină și vitamina D. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Mama, ai grijă! Nu ai vrea să-ți rup ceva, nu? Sigur că nu. De aceea eu iau Calcidin. Pentru oase puternice. Calcidin conține o doză mare de calciu, vitamina D3 și vitamina K2-MK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Așa că tu du-te la farmacie să iei Calcidin, în timp ce eu pun draperiile. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 30% reducere la orice produs din gama Calcidin. În lupta împotriva rănilor, utilizați Cicatridina spray sau Cicatridina unguent. Gama de produse numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicatridina spray în caz de leziuni chirurgicale, escare, răni sau ulcere. Cicatridina spray conține acid hialuronic, baza cicatrizării mai rapide a țesutului. Cauți soluții pentru o viață mai ușoară? Încearcă stația de călcat Philips cu cameră încorporată ce ajustează automat setările. Philips Perfect Care seria 9000. Rezultate excelente obținute fără efort. Philips.
Cum am ales pachetul de cont curent antreprenoriat gratuit de la OTP Bank? Asta sunt eu acum 20 de ani. Și frizura asta la ciop mi-a marcat viața. De asta mi-am și deschis un mic coafor, să previn astfel de tragedii. Acum toate puștoaicele vor la mine. Dar ca să am și prețuri pentru boboci, am căutat o bancă mai relaxată. Și am găsit conturi curente nelimitate, internet banking, card de debit și alte beneficii, toate gratuite. De la OTP Bank. Fix ce-i trebuie unei afaceri mici. OTP Antreprenoriat Gratuit. Pe bune! OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Over more than 190 kilometers, a stretch of blue cuts through the Egyptian desert. This is the Suez Canal, one of the greatest technical feats of all time. By separating Africa and Asia, this man-made route has transformed the world forever. Since its creation in the 19th century, it allows ships to pass directly from the Mediterranean Ocean through to the Red Sea. This is a considerable shortcut as they no longer have to go around Africa. 18,000 ships take this route each year. They return on one of the busiest waterways in the world. Approximately 700 million tons of merchandise pass through here. These ships have become giants of the sea, weighing up to 240,000 tons and measuring up to 400 meters long. Imaginile acestea din Piața Victoriei decât să meargă în fața spitalelor și să strige lucruri urâte la adresa medicilor. Mai bine strigă lucruri favorabile la adresa domnului Dragnea, zi mai plăcut urechii, până la urmă e ce bucură, până la urmă urechea. Și plus că e ceva tradițional românesc. Doamne, e ceva românesc. Păi după atâtea explicații că măsurile astea vin în străinătate, ați văzut și în Occident, e la fel, dar toate țările fac așa, dar nu, dar e o normă europeană. Lumea vrea ceva cu gust românesc. Dragnea, asta s-a găsit. Jos guvernul, sus Dragnea. Dacă ai fi spus că se va întâmpla așa ceva în urmă cu 2-3 ani, ar fi râsul meu de tine. Dar pe de altă parte, nici să te aștepți să se zbiere asasinii în fața spitalelor. Parcă nu ți-a dat în cap. Previzibil. Parcă nu ți-a dat în cap că urmează să se întâmple. Pe de altă parte, în mijlocul protestatarilor era, deși și am văzut chiar în direct un pic din moment și azi ar vrea să-l desfășurăm un pic, sindicalistul Rădoi. Sindicalist, șeful sindicatului Metrorex, domnul Rădoi, s-a dus acolo la fața locului și a deșins cu un steag în spate. Zic, bă, a vrut cumva să... E foarte rar văzut la suprafață. A vrut că... sindicalistul de la metro. Doar afaceri la subteran. Nu știu, dacă a închiriat spațiile de la metro, se poate spune că are afaceri subterane? Se poate spune chiar mai mult decât atât, Răzvan. Cred și se poate... Se pot spune multe despre domnul Rădoi. Și se poate spune, Răzvan, despre domnul Rădoi că a făcut senzație cu următoarea declarație. Să vină cu cea mai mare bombă, zice de premierul Câțu. Să ne facă proști pe toți români. Alea au fost promisiuni electorale. Nu se regăsesc în programul de guvern. Deci omul nemulțumit ca cetățean... Deci nu are legătură. La... Haideți să vedeți nemulțumirea domnului. Întâi să vedem imagini în direct din piața universității, unde oamenii tind să se strângă destul de mulți. Tind să se strângă, deja sunt vreo 30-40 de oameni acolo nemulțumiți, gata să izbucnească. Până una alta, hai să-l ascultăm pe domnul Rădoi aseară, când deja erau mult mai mulți în jurul său. Să vină cu cea mai mare bombă să ne facă proști pe toți românii și să ne spună că, băi, alea au fost promisiuni electorale fraierilor. Nu se regăsesc în programul meu de guvernare. Și atunci ne întrebați de ce suntem aici? Păi dumneavoastră
De ce sunteți aici? Sunteți mulțumiți de rezultatele care le aveți? Sunteți mulțumiți de faptul că se propune să vi se ia din salarii? Sunteți mulțumiți că vi se propune să reduceți locurile de muncă, adică să vă dea afară? De asta sunteți mulțumiți? N-au venit cu un avantaj, să zic așa, în vederea celor spuse, care sunt cele ce le-am înșirat mai devreme, valabile și pentru dumneavoastră și pentru oricine din țara asta. Și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu se va întâmpla nimic, o să se aleagă cu nimic. Adică, cum spune românul, când vânturi furtună, culegi vânt sau invers, cum vreți. Domnule, a deschis atmosfera acolo, domnul Rădui, că te întrebai ce-i cu el acolo. Că și întreba, domnule, dar nu asta ce faceți aici, a întrebat pe camera mai. E clar ce făcea el acolo, destindea atmosfera, Răzvan. Asta era atitudinea lui. A fost o tentativă ieșuată de proverb românesc. Cum spune românul, când vânturi te trezești dimineață, cazi singur în el. În el de metrou. Când vânturi furtună, culegi vânt sau invers, nu știu. Dar ceva spunea românul, că românul mereu spune. Semeni. Românul mereu spune ceva, nu știu dacă ați rămas. Tot timpul spune ceva. Românul mai spune și prostii de când în când. Dar românul Rădui ce spune? Asta e important. Acum încercând să-l ascult pe domnul Rădui și dându-mi seama că consumă foarte multă energie. Și zic, domnule, ce-mi consum eu energia încercând să-l interpretez pe domnul Rădui, că acolo nu e suficient să asculți. Trebuie să și pui într-un context, trebuie să colaborezi cu colegii tăi, academicieni, domnule, ce a vrut să spună autorul. Cu organele de anchetă, da. Poate și cu organele, dar e nevoie de muncă de echipă ca să înțelegi ce a vrut să spună domnul Rădui. Da. Și am zis, domnule, ăsta pe la urmă era, parcă era intelectual. Da. Intra pe pagina Sadă la Camera Deputaților, că a păstrat în memoria Parlamentului vie. Facultatea de Electronică București, Facultatea de Telecomenzi Feroviare, studii sociale, sindicale în Anglia, USA și ați Israel. Ați auzit cum a vorbit un om cu trei facultăți? Întrebat la un moment dat... Cum a făcut studiile astea, domnule, pân semne? Întrebat la un moment dat... Pân semne obscene, cum a făcut facultățile astea? Întrebat în legătură cu facultățile sale, la un moment dat nu mai știa, nu mai știa. Am zis multe școală, eu, 3-4. Carte făcut, 3-4. Făcut carte la mine, eu deștept cap mare, scris, citit. Nivel mediu. Deci română vorbesc eu. L-ați auzit exprimându-se în piață cu cuvintele sale câteva la îndemână? N-am înțeles care a fost mesajul. Dom'le, rămâi, domnule, la scandări. Unitate. Așa, dar să e simplu să înțelegi ce vrei să spui. Că acum, la un moment dat, am înțeles că se certa cu reporterul. Da. Dar ce cauți aici? Doamne, iartă, o să faci muncești. Ce mă gândi? Ce te ia salariu? Deci, poate că da, dar nu guvernul. El credea, te ia privatul salariu. El credea că reporterii și cameramanii sunt acolo nemulțumiți împotriva guvernului. Dar bă, au venit și televiziunile alături de mine. Sunt reporteri alături de mine. Toți oamenii... Domnul, să-i spună cineva sindicalistului Ion Rădui că oamenii ăștia n-au ieșit nemulțumiți că s-au întrerupt contractele alea de închiriere ale spațiilor comerciale de la metrou. Deci oameni de ieri, uite cum strigă asasinii pe lângă gura de metrou. Dumnezeu, strigau la spitale. Fiecare a venit cu problemuța lui. Și pun și eu aici, și plus, cum spun ei, plus problemele sindicale, despre care nu se vorbește. Adică fiecare cu ce nemulțumiri, încă unul, domnule, și Ana a fost alenorocit. Deci fiecare fix cu ce problemă a avut. A fost condamnat cu cocaina, poate era și el nemulțumit. Ăla cu cocaina. Și legalizați și drogurile. Unitate. Asta m-a tot venit. Dom'le, n-am șantajat pe nimeni. Eu am documente. Pot să vă explic la de la Revoluționar de Brașov. A venit și ăsta la altul cu trafic de persoane. Dom'le, că nu era minor, avea 20 care 30 de ani. Ai fiecare cu problema lui. Adică cu faptul că se trezește prea târziu. Dom'le, nu mai mă țin ăștia la paraghelii până la 5 dimineața. Luați-mi avioții ăștia de pe capul meu. Dar domnul Țanga, acum serios, dintre ăștia care erau la proteste, nu v-a pus niciunul, v-a lipit niciunul bagnota pe frunte, că să știți că mulți frecventează concertele dumneavoastră. Revenind, fiecare cu nemulțumirea lui, Rădui așa. Știți seama, Rădui văzând această adunare, ca să nu zic adunătură pe striță, de forme și stiluri, s-a gândit că și jurnaliștii ar fi și ăștia cu nemulțumiri. E clar că o stare de nemulțumire există și la jurnaliști, dar aș vrea să mai remarc totuși diferența între privat și stat. Dumneavoastră sunteți la stat, ăștia erau la privat. Dar poate greu și la TVR, mă rog. Stai, mă, ăștia la stat, stai o secundă, nu, ai lui Rădui. Da. Dai lui Rădui, băieții lui Rădui. Al și nu acei băieții lui Rădui. Și nu mă refer băieții lui Ion Rădui, nu alu Mirel Rădui. Are și el bancul lui. Știi că are și Rădui pe unul bancul, are și ăsta. Haideți să mergem puțin în piață să vedem ce se mai scandează la această oră frumoasă de zi. Ce se strigă acolo la fața locului ea?
Cei de la Antena 3, uite, aplauze frenetice, dar aș vrea să mai felicit și eu pe cineva, Răzvan, aș vrea să-l felicit pe domnul, acesta, care a avut această inițiativă de a se strânge oamenii, vezi că nu întâmplă tot, vezi, apropo de domnul Rodoi, se strâng oamenii în jurul gurilor de metrou. De ce crezi asta? La Piața Victoriei, gură de metrou. Aici, la universitate, gură de metrou. Și nu sunt singurele guri invocate la proteste. Da. În altă ordine de idei și revenim la domnul Rădoi. Păi pentru domnul Rădoi, ca să-i ajute cu nemulțumirea sa, cu magazinele, cu spațiile comerciale. Sigur, și-au spus, sper că la întoarcere, când veți merge organizați spre case, să-și achiziționați ceva de la chioșcul de metrou. Ia uite, se fac și glume, se fac exista în tren, se fac și glume, îmi place. Nu, ăsta este spectacolul în deschiderea protestelor, e un scurt număr de stand-up comedy. Al domnul Diplan, sau cine e acolo? Diplan, cum? Așa îl cheamă, Diplan. Pe Diplan? Așa îl cheamă, așa îl cheamă, da. E un dar vom vorbi despre domnul Diplan, după ora 19, când ajunge la capitolul Rusia, Mama Rusia, când ajunge la Mama Rusia, vorbim de domnul Diplan. Până atunci, la domnul Rădoi. Păi domnul Rădoi nu face diferența dintre stat și privat, domnul Buzeanu, că avea această nemulțumire, dintr-un motiv foarte simplu. Ai lui de la stat câștigă mult mai bine decât alții cu studii superioare de la privat. Da. Ai înțeles? Când vine cu un muncitor cu 6.000 de lei și li se pare că câștigă prea puțin, îți dai seama, n-au tangență cu mediul privat. Imagine emoționante de la fața locului o să mai transmite pe parcursul emisiunii de acolo, până una alta mergem în Senatul României, unde doamna Diana Șoșoacă a tras un semnal de alarmă și a explicat cum a salvat vieți, pentru că și doctorii salvează vieți, dar mai ales dânsa a salvat o grămadă de vieți. Hai să vedem despre ce vorba. Vieți omenești? Bineînțeles. Hai să vedem. Poporul român este în stradă. Ieri, Ministerul Afacerilor Interne a dat dispoziție să existe muniție de război. Dacă nu luăm atitudine la România TV, în acest moment se trăgea în oameni. Domnul colonel Brâncoveanu a dispus retragerea muniției de război. Acesta este discursul meu. Și vă dați seama că o grămadă de oameni se simt salvați în momentul de față de doamna Șoșoacă. Lăsați-i pe doctori, că ea sunt asasin, dânsa e salvatoare. Medicii sunt asasin, doamna e salvatoare. Vezi, asta e sistemul în care ne aflăm. Păi eu nu înțeles cu muniția aia de război. Deci dacă nu se ducea dânsa la România TV, în prime time... Se trăgea cu armele... Se trăgea, în momentul ăsta eram toți morți. Nu știu că toți, dar mulți din... Mulți, care te nimereai pe stradă. Vorba doamnei Raluca Turcan, ne puteam trezi morți. Ne trezeam morți astăzi, dacă nu vedeam pe doamna Șoșoacă în reluare la... Și acum... Dar ei concret de ce au abandonat acest plan asasin? Păi cum, de ce, Răzvan? Că s-a dus și a pus presiune la România TV și a spus: nu trageți în oameni! Care la revoluție, mă! Și ce? Nu mai putem să tragem acum. Și a zis și doamna Șoșoacă. Anulați tot. Dă pe RTV. Dar cine avea munția de război? Bode sau Ciucă? Toți erau pregătiți. Erau un... Scau, suna pe Bode. Lucian, ce faci, Lucian? Poți să vorbești? Sunt aici cu armamentul. Nu mai lasă. Sunt gata. Nu mai. După România. Ce numai? Și nu, ne-a dat în fapt Șoșoacă. Păi și eu ce fac cu Șoșoacă? Nu știu, ține că de la un moment dat... Na, cât poate să țină și emisiunea aia? Să iasă din direct. Păi dar de ce n-au făcut după ce a ieșit doamna? Când erau relori, că n-au transmis nici oameni aia non-stop. Păi vă dați seama, au oprit un război. Dar să o mai folosim și când mai sunt alte și pentru alte țări. Nu, dar eu aș trebui tot mai departe. Sunt aia în Siria, au probleme. Și Siria, mă, Răzvan. N-au și Siria, România, te vreau să zic că doamna Șoșoacă să ne anunțe. Deci a oprit un război, doamna Șoșoacă. Ăsta e un lucru important. Zic să-i dăm o medalie și să o lăsăm la vatră. La vatra românească, chiar la vatra românească, pare foarte deci adecvată. Femeia este pe pace, vedeți, este în zona asta de pace și prietenie. Prosperitate, da. Cine zbiera, mă, pace la un moment dat? Să fie pace. Nu Floricica Dansatoarea? Floricica Dansatoarea, vezi cum se leagă acest antren pe care l-au oamenii la proteste? Două doamne pacifiste am avut și noi, pacifiste Floricica. Și protestatoare. Da. Voi au pace amândouă? După o scurtă pauză să vedem ce s-a mai întâmplat la aceste proteste peste noapte, pentru că sunt o grămadă de prezențe pe care nu vrem să le ratăm. O să vă arăt niște momente extrem de plăcute petrecute acolo, pentru că senzația este una, Răzvan, depreciativă. Domnule, a fost o atmosferă tensionată? Nu, din potriva, atmosfera a fost plăcută și uite că se menține la atmosfera plăcută. Omul ăsta n-ar fi vorbit, Răzvan, în viața lui în fața unui public de 10 persoane, dacă n-ar fi existat această pandemie. Da, omul ăsta e protestatar de după amiază. Da! Nu e. Stai, că după aia că sunt și ei pe schimbul, ești la protest schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3. El nu prinde seara, pă, nu prinde seara. Și plan dormea câțiva, nu, că nu pare genul care, pare genul supărat, supărat doar că se închid magazine la ora 18, că stingerea la ora 10 oricum o dădea. Pare genul care oricum dădea el stingerea la 10. Dă și noi stingerea 2-3 minute de pauză și ne întoarcem.